Deci, bună ziua, și putem să începem. În conformitate cu prevederile articolului 39, din aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, prin dispoziția primarului numărul 19/17/2008, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data 22/1, orele 14. Ca să nu mai dăm citire la convocator, o să le luăm pe puncte pe fiecare, supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Avem și un punct suplimentar, două, de fapt. Una se referă la lista solicitanților îndreptățiți să primească locuințele sociale și al doilea. Actualizarea Comisiei de Atribuire a Locuințelor. Și actualizarea Comisiei de Atribuire a Locuințelor Sociale, care se leagă de primul punct. Cine este pentru? Am bine, invers, întâi... Nu, lista solicitanților, după aceea punem comisia, care se aprobă. În orice ordine dori. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la aprobarea celor trei procese verbale. Cel din ședința de 18 decembrie, discuții, discuțiile ar fi sau mi-am ar fi ca ședință procesul la verbal de la ședința anterioară. Da, domnul consilier. Au fost acolo, dacă se poate, doamna secretară, nu? Ați fost poate unul de îndată, ați văzut că a fost anunțat și telefonic. Deci discuții nu avem la procesul verbal de pe 18-12. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Trecem la procesul verbal de pe data de 8. Discuții? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Trecem la procesul verbal de pe data de 10-a. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Zemeș pentru anii 2014-2020. Aici. Domnul primar. Domnul primar. Cu strategia. Care sunt noile obiective privind modificarea? Față de ce aveam strategia vechi. Da. Față de strategia vechi sunt proiectele care le derulăm în anul 2018, amenajarea trotuarelor și rigolelor de la intrarea în Comuna Zemeș până la primărie aici. Mai avem proiectul cu pictura la mănăstirii, finalizarea în 2019, și mai avem amenajarea drumurilor adiacente, o parte din ulițele astea care le știm. Și acordarea de sprijin pentru lăcașele de cult, celelalte decât biserica de la Serigoi. Și nu puteți spune spre Cămin, spre clubul, Căminul, proiectul de acolo și la Cocoaș. Este în faza de evaluare. Și Cocoașa și cu... Cocoașa a fost... depusă, așteptăm finalizarea. Proiect integrat, tot cu drumul de la 901 da, până la varianta, Bozian. Cu drumul ocolitor, da. 901 Bozian. Da. Adică semnale sunt la fel ca și în anii trecut, adică numărul de puncte este, cred că, insuficient ca și în anii trecuți. Adică de la 43 până la 52, unde s-a oprit finanțarea, e o diferență destul de mare. Multe speranțe nu avem, dar ne-am propus să-l depunem pe PNDL. Și vom mai vedea. Cert este că trebuie să dăm drumul la licitații pentru cei 5 km în zona Vălătău, pentru care am obținut finanțare. Cam asta. Da, mulțumim, domnul primar. Alte întrebări? Da. Și pe contracte și pe
Alte discuții? Întrebări? Da, înțeleg de ce nu s-au înscris până acum la licitație nimeni. La ce? La drumul de la Bărătos. Păi nu, de acum o zi. Pentru că am semnat contractul și urmează să încărcăm fișa de date după aprobarea bugetului și apoi licitația. Parcă prevăd că o să se depună contestație, o să se depună. Poate nu mai depune contestație, poate avem noroc și nu se depună contestație, dar ăștia sunt următorii pași. Să vă fac părere interesul la comunii, nu la persoane. Nu mai este termenul așa de lung ca înainte. Dar e problema că nu știți cum s-a întâmplat și cu drumul la Zemeș? Tot așa s-a întâmplat. S-a mai schimbat, nu mai este termenul. S-au depus și actul de târziu atunci. Acum e altceva. Sperăm. Da. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Aici este vorba de cotizația care noi până acum o plăteam în funcție de numărul locuitorilor a populației care a rămas același. Ne încadrăm între 3.000 și 5.000 de locuitori, numai că s-a mărit prețul de la 2.000 de lei la 5.000 de lei. Deci asta nu este numai pentru noi, prinse toate localitățile. Toate hotelurile care fac parte din ADIS. Consider că aici, dacă aveți altceva de spus, deci asta este venit, nu putem să facem rabat. Și la dacă avem altceva de spus, da. Finalul e același. Finalul îl știm foarte bine. Deci se majorează de la 2.000 de lei la 5.000 de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la proiectul de hotărâre privind cotizația pentru anul 2018 la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIM. Aici cotizația rămâne aceeași, de 1.000 de lei, exact cum a fost și anul trecut. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizației anuale a membrilor Asociației Montpesa, începând cu 1 ianuarie 2018. Aici, după cum știți, când am devenit membru la cotizația Montpesa, s-a hotărât o taxă de 0,5 lei la numărul de locuitori. Ținând cont că suntem în 2018, nu mai suntem în 2017, a venit cu propunerea de la 0,5 majorare la 1 leu. Problema care ne confruntăm este că ne ia statistica din 2010 de 4.368 de locuitori și trebuie să ne adaptăm celor ce spune în statistică. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2018 cu beneficiarii legii 416/16, mă scuzați, pe 2001, privind venitul minim garantat. Aici, din materialul depus și din raportul domnului viceprimar, deci rămâne aceleași lucrări care le efectuam cu beneficiarii. Nu s-a schimbat absolut nimic. Da, nu era normal să schimbăm, pentru că sunt lucrări care le facem. Sunt aceleași lucrări care s-au făcut de ani de zile. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu mulțumesc. Proiect de hotărâre privind indicatorii indicilor de indexare pentru anul 2018. Deci, așa cum se întâmplă din fiecare an, indicele de indexare se aprobă în funcție de evoluția euro. În 2017, la 31 decembrie, cursul BNR era de 4,65 de lei. Deci, față de anul 2016, de la 4,54 de lei, deci indicele de indexare este costă 2,62% față de cursul BNR. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.
Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Zemeș ce vor funcționa în anul 2018-2019. Inspectoratul Școlar Județean Bacău ne cere să acordăm avizul conform pentru unități. A emis avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cuprins într-o anexă. Anexa spune că unitatea de învățământ este școala gimnazială Ștefan cel Mare, iar unitățile de învățământ arondate, școala gimnazială Ioan Creangă, sat Bolătău, grădinița cu program prelungit Voinicelu și grădinița cu program normal numărul 3, sat Zemeș. Discuții dacă aveți la acest punct? Cine este pentru, împotrivă, se atinge cineva, vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local, mă scuzați că am sărit un punct, dar revin, al Comunei Zemeș, a plângerii prealabile formulată de SCOMV Petrom împotriva hotărârii Consiliului Local, numărul 259 din 18-12-2017. Aici vă atrag atenția, conform articolului 46 aliniatul 1, cei care sunt în conflicte de interese, vă rog frumos să vă abțineți. Deci ceea ce specifică ONV Petrom, întotdeauna este nemulțumit de taxa care am aplicat, taxa de închiriere, dar ceea ce am văzut în motivarea făcută că hotărârea Consiliului Local numărul 209-2015 a fost atacată în instanță de contencios administrativ de către SCOMV Petrom S.A., iar plângerea a fost respinsă. Deci, dacă în 2015 plângerea a fost respinsă și dacă era o problemă, bine, punctul OMV Petrom este de a-și face toate demersurile necesare. Propunerea Consiliului Local este de a respinge plângerea prealabilă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Doamna Hoțu? Domnul Berța? Și domnul Munteanu. Vă mulțumim. Revin la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Zemeș pentru anul 2017. După cum știți, în fiecare an se dă un punctaj privind activitatea de evaluare a activității secretarului. Punctajul este de la 1 la nota 5, la 1 la 5. Propunerea mea în calitate de președinte este nota 5. Aștept alte propuneri. Deci dacă nu mai sunt alte propuneri, supun spre aprobare. Cine este pentru acordarea notei 5? O paranteză, doamna secretar, nici acum n-ați afișat salariile pe site-ul primăriei. Ba da, sunt așa. Când? De când? Din septembrie. Merge la domnul Adrian Tudoreanu, pentru că dânsul răspunde din site. Deci nici la ora actuală nu sunt afișate. Ba, sunt afișate. Eu le-am dat la afișare. Le-ați dat neastră, ați verificat dacă s-au afișat? Mai tăiem un pic. Salariile, păi. Nu. Salariile, păi. Eu le-am dat la afișare. Trebuie să fac o paranteză, începând din 2012, făcând adresă către OAT, nu au fost afișate. Da, o să ne conformăm, domnul coleg consilier. Vă mulțumesc. Deci... Sunt afișate, da? Deci se găsesc pe site-ul primăriei? Noi suntem în ședința de consiliu și am dat pe speaker, s-audă toată lumea. Sunt afișate? Da, sunt afișate. Le-a dat până le-am pus iar trecut. Mulțumim. Deci le-am dat. De pe 30.09.2017, exact cum a zis. Da. La mulțumim. Mulțumim. Informații publice. Da. Deci am lămurit și problema asta. Trece la punctul 10. Proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pe anul 2018, a obligației și responsabilităților care vin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a Comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Aici pot să vă fac mențiunea că ne-am confruntat în ultimul timp cu toate cât ne-am chinuit de a face drumul ăsta de 12,5 km. Nu are rost pentru că ne-i cunosc, dar am văzut utilaje care desfășoară activitatea din toate punctele de vedere, a celor care nu merg pe drum, exploatatorii de lemn, indiferent, calează pe drumul nostru fără nicio restricție, ies cu material lemnos, deci nu era dată o hotărâre din Consiliu prin care poliția locală putea să ia o măsură asupra acelor persoane. După aia... Măsură concretă. O măsură concretă. Deci era... Cum era? Deci nu vrem, adică să nu fim priviți din exterior că avem ceva cu acele persoane. Nu. Deci așa cum noi și vedeți cum ne chinuim ca să facem ceva pentru comună, și ei trebuie să fie conștienți, pentru că ei desfășoară activitatea o săptămână, două, o lună, după care pleacă și noi rămânem. Al doilea modificare care este circulația pe drumuri cu lanturi. Deci e specificat destul de clar în legislație că nu ai voie decât prin zăpadă sau gheață. Am găsit diferite motive în care spune că doriți de aici până aici, nu trebuie mai mult. A treia modificare care este, vă aduc la cunoștință faptul că, exact cum am spus, cetățenii au obligații. Obligații care e dată prin o ordonanță de guvern. Nu vrem să fim răutăcioși, dar am câteva persoane din Comuna Zemeș care în permanență sunt conștiincioși și nu așteaptă ajutorul nimănui. Nu cred că este greu cuiva de a ieși să dai un pic cu zăpada, de a da cu mătura, de a curăța un șanț. Bun, sunt și probleme care am confruntat pe timpul din urmă. Persoane vârstnice și cei au fost ajutați. Ei, un exemplu care pot să vă dau, persoană vârstnică, este doamna moției de lângă școală, de la Petrosul, care dacă mergeți la Petrosul, vedeți aleea de zăpezită, doamna Matanie, sau Preșma, cum zice, Preșma, care e persoană vârstnică. Deci să găsești soluții ca cineva. Nu cred că doamna a ieșit să facă, dar se găsește cineva să așa. Este foarte ușor de a aștepta Consiliul Local, primarul, viceprimarul, să ne dezăpezească. Haideți ca să... Nu vrem să ajungem la sancțiuni, dar trebuia să prindem problema asta ca omul care nu înțelege... Da, nu știu cum să vă spun. Este vorba de acea obligație morală pe care ar trebui tot să o avem și care, din păcate, în ultimul timp a dispărut. Ne-am învățat așa să ne uităm tot timpul, că nu au venit nimeni să ne dezăvezească, că nu dă nimeni cu zăpada din fața casei, de pe trotuar. Deci ar trebui totuși câte un pic să încerci să ne gospodărim singuri. Da, plus că aceste modificări îți dat în ordonanța de guvern din 21 din 2002. Cum s-a dat șanță la zăpezi? Deci este destul de clar. Nu zic, și... Ar fi culmea, nu-i face nimănui plăcere să meargă să sancționeze, să mergi să dai amen. Nu asta e soluția, să amendă pe nimeni. Dar ar fi ideal să încercăm să dezăpezim în măsura în care putem, fiecare în parte. Dacă nu, să rugăm pe cineva să ne ajute, să plătim eventual, care sunt la serviciu. Asta este și corect, așa să procedează și în celălalt permit, oraș. Din punct de vedere financiar, să plătească pe cineva să-i dea zăpadă din fața garajului, din fața curții. Am dezăpezit prin colonii, prin fața garajului, pe acolo au venit doamne, s-au plâns că în urma utilajului au rămas mormane de zăpadă. Era firesc să rămână un pic de zăpadă în fața garajului, în fața intrării, în curtii la poartă. Nu poți da cu lopata, deci omul scoboară din utilaj, în spate îți vin cu lopată, să-i facă lui o cărărușă mică de un metru. E imoral, nu e logic să faci așa ceva. A trebuit totuși să înțelegem fiecare în parte că e bine să punem alea cu una pe lopată, să ne dăm măcar un metru la doi care îl avem în fața intrării în garaj sau în fața porții. Da, și încă un argument, o completare. Deci noi toate dezăpezirile care s-au făcut
pe teritoriul Comunei Zemeș și au fost făcute pe baza unui plan care a fost aprobat în ședințele anterioare al Consiliului Local, care cuprinde drumul de acces, calea principală, DC-180A, deci care se întinde pe o lungime de 16,5 km și cu 16,5 km, 33 de km. Cei care lucrează în domeniu poate să facă o analiză, știe cât, în cât timp se poate dezăpezi. Unitățile de învățământ, dispensarele, drumurile adiționale după, în funcție de numărul locuitorilor. Trebuie să ne înțelegem că nu pot să mă duc pe o uliță care sunt 2-3 locuitori. De exemplu, pot să dau exemplu strada Taslăului care leagă o grămadă de ulițe și sunt atâta locuitori. Deci, înțeleg și nemulțumirea oamenilor din comună, dar și ei trebuie să înțeleagă, pentru că nu au fost probleme. Deci, salvarea mașinilor de dializă, pompierii, aprovizionarea nu au întâmpinat. Copiii au mers la școală, copiii au mers cadre la școală. Didactice s-au parcat mașinile personale, da, care vin la serviciu. Nu? Doamna? Da. Așa e? Așa e. Deci nu au fost probleme. Cei din colonie care au plecat la DRG s-au plecat? Deci toți au... Cei? Toți au condițiile. În condițiile. Trebuie să fim corecți cu noi. Cu efortul, să știți că s-au făcut efortul. Oamenii ăștia s-au trezit la 4 dimineața, utilajul mers până după amiază, la un moment dat ieșa fundinia săracul, din singur utilaj. Și până la... Nu crăpa, dar nici mult mai era sărat. Deci o mers lungă de la 4 dimineața până la 2 după amiază. Și băieții la fel, așa din exterior e foarte ușor de dat cu părerea. Da, sper că ne-am mulțumit cu toate răspunsurile și toată lumea înțelege. Încă n-am, putem să spunem că n-am avut iarnă. Da. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, o mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Doamna secretară, vă rog frumos să mă ajutați aici. Este vorba de cele trei funcții vacante aflate în statul nostru de funcții, funcții publice, adică cea de secretar, de auditor și de inspector. Și modul cum vor fi ocupate, cum să va face concursul, prin recrutare sau promovare. Auditorul a rămas în planul de ocupare pentru că l-avem și încă nu s-a concretizat colaborarea cu acolo. Da, de asemenea, de auditor, cât am vorbit, nu? În ședința anterioară? Da, da, am inițiat colaborarea cu acolo, să știi, cred că o să mai urmezi și alte hotărâri de Consiliu referitor la costuri și de asemenea NFP-ul nu a avut observații referitoare la macheta planului de ocupare înaintată dumneavoastră prin avizare. Și celelalte două posturi prin promovare și prin... Și prin recrutare. Prin recrutare. Da. Da, discutim? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în vederea concesionării prin citație publică a suprafeței de 600 metri pătrați. În convocator a fost trecută o greșeală, 400 de metri pătrați, situat în intravilanul statului. Nu e greșeală. Păi am proiectul de hotărâre. A fost o cerere făcută pe 400, dar aprobăm pe toată suprafața de teren. De 600, da? De 600, că atât ai... Eventual, este dacă vorba, mai sunt alte solicitări. Este vorba despre strada Teiului fostul gater, în care, cum știți, în ședințele anterioare, domnul Noțuiene secegitatul și-a depus o cerere de reziliere de contract, în care, nu știu care mai, nu mai țin minte care era motivul, și suntem... Nu s-a realizat nicio construcție, dar acum îl scoatem din nou în vederea concesionării. Ordinanța 462. Discuții? Da. Și așa suntem deficitari de, de teren, de construcție, de altceva. De ce îl scoate? De ce nu lăsăm? Poate construim un strand, un ceva sau altceva acolo și să-l lăsăm să nu concesionăm. Și așa nu avem o palmă de pământ în Zemeș. Mă gândeam că era mai bine să luăm niște bani pe el decât să rămână acolo pe lor, pur și simplu neocupat. Știu, eu... Strategia de dezvoltare a Comunei Zemeș și se va... Nu putem construi pe ea nimic. Suntem exact ca la salatierelor din față. E colo, prin toate. Care nu s-o ținut. Da, nu le abandonează.
cerere. Da, am avut, știți de ce? Pentru că este o cerere de concesionare acolo. Da, nu, asta e părerea mea. Eu vreau să numai o sală de sport. Dacă vreau să construim o sală de sport, un ștran, construim unde e la confesoare acolo, unde, într-adevăr, terenul este liber de sarcini. Acolo nu putem construi. Da, nu, ideea că el a stat până acum, pur și simplu, n-am casat niciun leu pe el. El este acolo, norocul a fost îngrădit, că altfel cred că se găsea un domnul de gunoi acolo. Și dacă cineva solicită... Alte discuții numai. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Rață. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public. Aici este vorba de drumul comunal din strada Ștefan cel Mare cu o suprafață de 6410 metri pătrați, cu numărul de cadastru 61308. S-au actualizat măsurătorile. E una din străzile pe care vrem să facem investiții, adică vrem să o asfaltăm. Iar partea de Rigoli nu era prinsă în... Nu? Da, da, da. Nu aveam un domeniu public. Nu era public. Despre asta e vorba. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării actului constitutiv al SECE comunale cu noua conducere. După cum știți, că cei din Consiliul de Administrație și-au dat demisia, în ședința trecută am aprobat prin propunerea primarului acele trei persoane. S-a schimbat la Registrul Comerțului cei care fac parte din Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, fiind domnul Baciu Marin Adrian, Constantinescu Lucian și Maftei Ioan. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea masterplanului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Să vă spun câteva cuvinte? Da. În urma analizei, aici, domnul Mihai Dundeac, am mers la Bacău și am discutat cu domnul care s-a ocupat de proiectare. Am ajustat cumva ceva prin master planul ăsta. Nu e nimic definitiv, dar am încercat să ducem investiția exact acolo unde este nevoie. Pentru că ei ne-au solicitat în prealabil un fel de precontract pe care ar trebui să-l încheiem noi cu persoanele fizice, cu cei care se vor raporta la serviciul de apă și canal, că cumva o măsură de siguranță, în contextul în care se termină proiectul, se definitivează, numărul de locuitori care vor fi branșați să regăsească în numărul celor care vor plăti. Deci vor avea contract pur și simplu. S-ar putea să ne trezim să avem o problemă exact ca la vis. Ne trezim că vrem să branșăm mai multe persoane și la sfârșit vor plăti mult mai puțin decât cei care ar trebui să plătească. Înțelegeți ce vreau să spun? Când dorim apă canal, toată lumea spune, susține sușă tare că vrem apă canal, o să încercăm să aducem apă și canal la fiecare în parte și o să ne trezim la sfârșitul contractului cu foarte mulți, o foarte mare parte din cei care s-au branșat la apă și canal, nu vor plăti sau nu vor putea face plață. Nu plătește pe asta, domnule. Păi asta vreau să vă spun și păi, ce în cazul în care susținem și tare că nu avem la televizor și peste tot, ne vedem că nu avem, suntem în anul 2018, nu avem apă canal și poate ne dă Dumnezeu și o să avem, problema o să fie atunci când vom avea apă canal, ne trezim că nu vor plăti. Cum? Împățiți și la gunoi. Deci este o problemă
Și am încercat să ajustăm cumva, să ajungem exact acolo unde știm cu siguranță și cu certitudine că oamenii vor plăti și își doresc, într-adevăr, să fie acordați la rețeaua de canalizare și de apă. Încă nu-i definitiva, dar încercăm să găsim soluția cea mai bună. Este foarte greu, să știți. Va fi foarte greu. Din cauza, nu plătește acum la prețul actual care este apa și gunoiul. Nu ești să stai sub lucrurile? Dar nu singur, dacă nu vine cu cererea de respectiv. Păi, dar atunci ce răspare și mai face investiția pe ordonul? Dar trebuie apă potabilă, apă nu este potabilă. Dar știți care e proastă? Nu e vorba că nu-l branșăm, nu-l branșăm, e vorba că o să plătim dacă nu l-am branșat. O să plătim pentru că am solicitat că îl branșăm. Pe asta am zis, de asta am tot făcut calcule și iar calcule peste calcule. O să trebuiască să mergem la fiecare gospodărie în parte și le explicăm oamenilor, vreți apă și canal? Dacă vreți la canal, cam ăsta va fi prețul pe care vreau să trebuiască să-l plătiți. Numai că proiectul ăsta o să desfășoare foarte greu și e vorba de câțiva ani, încă vreo 4-5 ani cel puțin. Și am zis că este foarte greu de luat acordul cuiva în avans, în contextul în care el nu plătește acum. Cine știe ce o fi peste 5 ani de zi? Un număr mai real o să fie mai scump acum. Eu nu vreau să mă refer la altceva, mă refer numai la aspectul ăsta. Când s-au schimbat contoarele de gaze pe strada principală, și eu plătesc gaze, și eu plătesc lumină, și eu plătesc tot, plătim ca orice cetățean al comunității. Eu m-am apucat și am făcut gardul ăla de fier acolo, n-am putut să merg definitivez, când nu știu ce măsură are cutie aceea, că la mine nu mi-a pus. Și l-am întrebat pe la bănea, dar eu nu fac parte din Comuna Zemeș. Păi nu, ci că aveam dispoziție să punem numai pe strada principală. Tot e doamne pe strada principală și gata. Cine știe ce o mai fi festival? Ăsta a fost răspunsul care mi l-a dat. Și asta e foarte greu de luat, de tras o concluzie cu... Și așa o să fie, dacă o fie apă canal. Așa o să facă frumos pe principală care e. Și ăștia l-am cum suntem noi acolo, de la 901 la Polia acolo, așa va rămâne veș în pur. Deci vom fi penalizați în contextul în care vom avea mai multe branșări decât solicitări. Vom fi penalizați și asta înseamnă să fim penalizați cu un procent din valoarea totală a proiectului și o sumă care mi-e teamă să o pronunț. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Da. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Bacău și a încheierii de către ADIS Bacău în numele și pentru membrii și pe seama membrilor a contractului cu SCE Ecosud ESA București. Aici ceea ce am și văzut prin declarațiile președintelui Consiliului Județean și a domnului Setu. Deci este foarte clar și de înțeles că domnul primar, nu cum am considerat mereu, că nu ne-a reprezentat și a susținut mereu numărul populației, acum se lucrează la un contract să vadă cum să facă, să cădem pe aceeași chestie cu locuitorii care îi avem la ora efectivă, dar efectiv acest proces se rezumă că celula 1 unde se colecta deșeurile menajere a ajuns la saturații, se deschide celula numărul 2 prin intermediul lui SCE Ecosud ESA București. Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la cele două puncte suplimentare. Începeți cu cel cu potențe. Asta deci proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale din blocul de locuințe sociale și necesitate din Comuna Zemeș. În vechea comisie știți că făcea parte doamna Potoroacă. Totoroacă, cum o chema, nu mai știu. Și ceilalți, ce, mă gândeam în altă parte, dar mă gândeam bine. Te mai gândi.
Așa, deci ceilalți membri rămân neschimbați, decât doamna care a plecat îi preia locul domnul Alupei Teofil. Domnul care a înlocuit. Care a înlocuit-o pe doamnă, la compartiment. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Și acum, privind aprobarea listei coprezident, solicitanții dreptății să primească locuință socială, tranșa a treia, din imobilul bloc de locuință socială și de necesitate. Așa cum am discutat, o locuință a fost predată, deoarece a achiziționat a doua locuință, iar mai erau cele două locuințe care erau lăsate pentru caz de nevoie, necesitate, și am considerat că, nefiind ocupate, se vor degrada, și așa, din câte am înțeles la domnul viceprimar, una este cu problemă cu centrala de efect, cu toate că n-a locuit nimeni. Centrala. Centrala, da. Și s-a luat în funcție de punctaj. S-au depus, cu mențiunea că s-au depus numai 3 dosare. Este vorba de doamna Lipschi Tatiana, Pădureț Adriana și Rața Alexandru Gheorghe. Tania, da. Da, astea o să fie puse pe... la vedere. Dacă sunt contestații, o să luăm în considerare și contestațiile. Deci contractul da. Se încheie după o lună de zile, după afișarea la următoarea ședință. Deci nu credeți că dacă aprobăm, Lișu face contractul. Nu. După afișare, după contestații, dacă sunt, după aceea se încheie contractul. Închirieri. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la probleme curente care să se pun în dezbatere. Consiliul local, cereri, întrebări, încercări. Dacă îmi permite, domnul președinte, da. Spune la serviciul. Da, domnul consiliar. Da. Da, discuții. Doamna Poțu Aurora. Domnul Areș. Altcineva? Da. Doamna Poțu, aveți cuvântul. Da, vreau să întreb cu ceva în prima asta, domnul viceprimar, cu ceva ne vom descurca cu dezepezirea. Că spuneți ceva din primul, mai sunt doar 5 litri motorină, societatea nu mai are bani. Cum ne descurcăm? Adică cum s-a am găsit o soluție de compromis. Am vorbit cu doamna contabil, domnul administrator, domnul Baciu Adrian, a putut pune și o să mai pun în continuare, dacă e cazul, bani de la el și o să-i recupereze. În urma plății. În urma plății, da. Pe care le-au pe deasă, întrebasem. Și dacă banii intre în continuare, ce facem? Cum ne descurcăm? Ne descurcăm. Ne descurcăm. Deci contractul merge conform. Partea proastă e că trebuie să... Eu deja am avut o discuție prealabilă cu toți cei care erau implicați cu fata de la contabilitate și au dat și ea demisia. Și am discutat să ne facă actele în continuare până se termină de tot societatea cu doamna care se ocupa de devizii. Noi, între noi la primărie, ne ajutăm, facem plătirea în așa fel încât măcar pe ce prestează ei acum până să încheie contractul să plătești, să fie plătiți. Poate că nu știu cât de mult îi ajută banii care intră, dar oricum măcar să-și plătească datoriile la stat. E greu, e foarte greu, știți. Salariile și le-au primit? Da, și le-au primit. N-au primit salariile. La sfârșit. N-au, deja e a treia lună. Păi, e foarte greu. Am avut discuții cu băieți și, într-adevăr, este foarte greu. Nu chiar au nevoie de salariile astea. Nici așa cum sunt ele, să știți că era de mare ajutor. Corect, corect. Da, atât. Da. Mulțumesc, domnul Areș. Eu aș vrea să întreb, care e situația stațiilor astea de microbus, în ce stadiu se află și de ce n-a fost montate unde s-a turnat asfalt? Nu, dar am mai discutat, ne-a fost. Am discutat, domnul nu primar, puteam, dar asta pe mine nu mă încălzește treaba asta, deoarece el nu degradează cu nimic asfalt. Stația a fost fixată din timp. Stați... Locul de stație se știa, bănuiesc pe undeva, da. Deci nu afectează nici, strică asfaltul, pot, nu strică nimic. Pot să vă explic? Da. Am considerat că la Bulătău nu era cazul să le montăm, pentru că acolo oamenii n-au asfalt, iar la Zemeș, unde este asfalt, între timp ne-am găsit, ne-am gândit și am găsit soluția, proiectele astea la noi,
care vor veni cu trotuare și șanțuri cu rigole. N-are rost să stricăm de două ori. Deci în toamnă, când vom termina cu trotuarele și șanțurile, din cap în cap, vom monta și stațiile de microbus. Deci, okay? Sector, deci când vin, da, să nu mai spargem din nou. Înțelegeți că asta am gândit-o noi. Vrem să facem trotuarele din cap, de la intrarea în Comuna Zemeș până aici la... Și rigole, da. Și era păcat să le stricăm din nou. Și mergem cu ele de la un cap la altul. Și vor fi. Poate ne ajută Dumnezeu și până la toamnă terminăm și asfaltarea asfaltului și volântăm și mergem cu ele toate până la cap. Ele nu se degradează, să știți, stau foarte bine acolo unde sunt. Și să știți că era și un proiect în acustică, ar fi semnat să le punem pe toate odată. Și am mai spus-o și o repet de fiecare dată, eu chiar am considerat că nu este oportună montarea lor în zona Bălătării. Am dreptat, sincer. Deci, pui omul, punem stația de microbuz în contextul în care el sărăcă. Mai e o problemă. Drumul a stricat. Mi-și jenă să o ridic, mi-și jenă să o spun. M-am mai dus pe un sector pe acolo, vă spun cinstit, nici nu vine să plec, să mă ierți. Mă ia și mă abordează cu niște probleme care pur și simplu nu știu ce să-i răspuns. Că de ce nu ajutăm că e femeie bătrână să punem pe cineva să-i crape lemnele? Că de ce nu ajutăm pe acutare că e femeie bătrână să punem cineva să-i pui lemne la adăpost sub șură? Măi, tanti, ta, ai pensie după soț. Și pensia destul de bunișoară, zic. Așa. Pune-mi reșmata un om care știe clipa cu alea, că știu și eu zic care... Asta vreau să mă întreb, oare oamenii ăștia chiar nu mai au pe nimeni pe lume? Păi da, asta, domnule, sau dacă nu mai au pe nimeni pe lume? Eu, după cât știu eu, cazul respectiv la care mă refer, nu mai are pe nimeni, a rămas dacă, singură, singurică. Într-adevăr sunt cazuri de genul ăsta, haideți să le aducem la cunoștință, hai să luăm act de ele și să știți că noi, cu cei de la Paște 16, putem să îi ajutăm. Eu vă spun putem veni în ajutorul lor și în sprijinul lor la modul serios. Deci nu e ca o glumă. Dacă oamenii ăștia chiar au nevoie, haideți să-i ajutăm. Nu mai are pe nimeni, a rămas pur și simplu ca degetul. Păi hai să-i ajutăm. Știți și bine ar fi pe sectorul dumneavoastră să-i găsiți persoane care sunt în situația asta. Deci știu, domnule. Haideți să-i ajutăm. Veniți pe listă. Domnul Alex, veniți pe listă și noi chiar să-i ajutăm. Dar la modul serios. Sunt probleme, poate pentru noi par banale. Dar să știți că poate pentru ei chiar sunt probleme serioase. Păi tocmai că eu am văzut că e o problemă serioasă, foarte, bravo, știu bine că a rămas singură, n-are pe nimeni. Da, n-are pe nimeni. Hai să identificăm toate persoanele astea atât, și să știți că o să-i ajutăm. Vă promit că am să vin cu lista cu... Da, mulțumesc, Costi, că să știi că e un lucru mare. Altceva? Vă mulțumesc. Ca o completare la ceea ce a cerut domnul consilier și răspunsul domnului primar, să știți că în legătură cu stațiile de autobuz ne confruntăm exact din 2014. S-au făcut stațiile de autobuz foarte bine, foarte frumos. N-aveam avizi, n-aveam autorizații de construire, deci vina nu că nu ne-o asumă. Nu, între timp s-au găsit. S-au găsit. Deci eu vorbesc din 2014. Și drept în anul 2016 nu vreau să subliniez sau să pun erau fără avizi, fără autorizații de construire, fără... Deci între așa timp s-au am rezolvat problema cu actele. A doua problemă este că, să vă aduc la cunoștință, azi dimineață la 7:30 am fost convocați la școală, Consiliul de Administrație, în legătură cu rețeaua de școlarizare 2000, normele de încadrare, planul de încadrare. Pentru anul școlar 2018-2019. Nu vreau să fiu răutăcios, dar vreau să afli toată lumea care noi și noi ne-am împotrivit la acea problemă. Cerea Inspectoratul Bacău, nu știu prin cine, probabil prin inspector, ca cele să unească două clase la Bălătău. Da, și o chestie banală, să unească clasa 5 cu clasa 8, da? Prin care clasa 8 are examen de capacitate. Știi, asta vreau să anunțe. După care, noi am luat decizia să delegăm pe doamna directoare, că așa este frumos, că ea ne reprezintă, să meargă la Bacău, să rezolvă problema. Nu știu, nu vreau să învinovățesc pe cineva, am înțeles foarte bine care este problema. Propunerile noastre cu adică... Deci că nu suntem de acord cu problema de a uni acele două clase, pentru că după aceea se ceară performanță. Spre final, la ora 12, am discutat cu doamna directoare și Consiliul Județean, Inspectoratul ISJ a înțeles problema și a acceptat propunerea noastră care a fost făcută.
Asta e lucru bun. De asta vreau să menționez, nu vreau să mă afirm. Vrem performanță învățământ. Păi nu poți obține performanță în învățământ pe motivarea că tu, ministerul sau care e, nu ai de unde să plătești salariatul, cadrul didactic. Exact cum am avut și discuția și cu alți colegi de-ai mei, este bine intenționată și problema. Sunt foarte mulți acum, iar nu vreau să fiu răutăcioși. Sunt cadre didactice care fac naveta, vin la zime și care ar putea să ocupe și alte locuri de muncă în alte, în zona în care este. Dar ca să chinui copiii și după aia cer performanțe, este greu. Consider că domnul primar s-a implicat destul și a înțeles ceea ce am propus, ne-a ajutat și el cât a putut, nu vrem să-l lăudăm acum, să-l periem. Așa, dar pentru învățământ, dar pentru învățământ, deci este tot sprijinul nostru și mi s-a părut bizară proiecte, o repet din nou, adică știi că ai clasa 8-a capacitate, cum crezi cu la clasa 5-a? Păi cu cine fac lecții? Și mă trezesc cu surpriză dacă la capacitate am luat 2, 3 și spune, a, cadrul didactic. Întoarcem în timp. Da. E un lucru foarte greu, dar oricum, pentru învățământ o să ne dăm tot concursul și trebuie să înțelegem că toți dintre noi avem copii la școală sau nepoți care vor fi la școală și copii mici și trebuie să susținem acest lucru. Atât am avut. Dacă până acum ne plângeam că sistemul educațional la pământ, acum ce facem? Da, pune, ce o să facem toți? Da. Ne mai fiind alte discuții, declarăm... Stai să vă spun și eu ceva. Da, domnul Vici. Deci, săptămâna asta, între ore 12 și 15, o să oprim apa. Avem niște lucrări de făcut la nivel de stația de apă, dar nu e o regulă. Posibil, da, posibil să nu oprim. De exemplu, astăzi am oprit-o pentru 2 ore, pare cum l-am anunțat. A apărut ceva, o conductă crăpată pe strada Tazlărul la domnul Ieni. Chiar acum am sunat-o, m-a rezolvat-o, dăm drumul apă. Dar, pe timpul zilei, cred că o să oprim până mai facem un pic stoc. Știți foarte bine că e secet asta. Noi stăm bine cu apa, nu foarte bine, stăm bine. Păi nicio problemă, nu mai ce să cineva să vă răzea cineva. Deci, am anunțat acum... Întotdeauna s-a făcut așa. În linii mari am avut apă, să știți, dar nu avut să știți că a fost și la Bolătoare. Spre surprinderea noastră a avut o durată o apă. Da, de sărbători. De sărbători. Da, deci până săptămâna trecută au avut apă, da. Dar nu stă nimeni chiar numai să bălăcea. Ei, dar nu știu. Nu, nu stă, dar nu este consumat. Este linii mari, nu am avut apă, am stat bine cu apă. Deci nu este bătut o regulă. O parte din noi dorim să avem fiecare minut, e altă treabă. Dar la somn, domnule, dă-l dracu de minut. Dar chiar stai toată ziua la baie și tu bălăcești? Din, nu zic că e ca un bancul ăla cu țiganul, dacă îl ții toată săptămâna în brațe și sâmbătă mai de ajuns, e gata. Deci nu este oră, cumva o regulă, dar, dar nu, săptămâna nu, asta, doar săptămâna asta, nu mai rezolvăm și problema și poate... Mai avem de prizat o conductă acolo sus, sper să o rezolvăm și bun, deci în principiu 3 ore pe zi, între 10 sau 12. 12 și 15, atât. 12 și 15. Dar nu e obligatoriu. Dar nu e obligatoriu. Dar astăzi că ceea ce a spus a fost o intervenție și... Dumneavoastră să știți că nu e nicio problemă, adică o să vină apa. Dar poți să le să deschizi că zici că îngheață, să curgă, să... Deci au fost, a fost poliția locală cu angajați de la sectorul apă, au verificat ciușmele, în mare parte nu s-au adeverit, că a fost anunțat curge ciușmeaua la anumite familii, nu s-au adeverit. Cele care au fost izolate, au fost atenționat familia să le izoleze persoane în cauză, iar cele care nu erau, au fost tăiate și au fost mufate. Am găsit și o familie care nu locuia acolo, dar avea ciușmea și curgea. Eu sunt convins că încet, cu o multă lucruri, cum să treaba și cu apa, cu mazene, și cum să treaba și cu gunoiul și o să încercăm, nu știu, să ne ajutăm și ne sprijinim între noi, să avem o educație de calitate. Că dacă nu suntem educați, să știți că nu o să răzbim. Da. Nemai fiind alte discuții, declarăm ședința închisă. Vă mulțumim.